Da, e ciudată pădurea asta, dar e interesant canionul ăsta acum. Am intrat în pădure. Da, bă, ultima bucată a traseului, probabil mai avem mai puțin de un kilometru până jos. Suntem, deci noi practic acum coborâm de la din până Guțanu înapoi către Măriciu de sus. Ionuț! Vine și Ionuț. Poate că e foarte bizar aici, pentru că cumva cred că pe potecă s-au făcut râuri de temporare, de scurgere, care au adâncit mereu poteca. Și după aia au adus pietre, sau mă rog, pietrele alea erau acolo, practic s-a ajuns la piatră. Și acum arată aceste potece adâncite, care sunt foarte interesante, ce-i drept. Ca imagine așa. Nu prea mai vezi așa ceva în zona asta în Carpați. Așa un pic parcă apin. E cald. Este cald, a fost vremea foarte bună. E cald și am o senzație din asta de Grecia. Miroase un pic a rășine, apin de undeva, deci nu-mi dau seama de unde. Da, o zăpușeală așa. Ok, ne vedem altă dată.